Două luni în urmă, era sabat dimineață, ai mei se pregăteau să meargă la adunare, primesc un telefon. O necunoscută, o doamnă, am simțit disperarea în glas. Am simțit că se sfârșește pământul. Frate, vă rugăm, sunt un părinte sau suntem părinți disperați. Fetița noastră, de 17 ani, o fetiță cu minte și veselă, care s-a botezat anul trecut în câteva luni în urmă, a ajuns să nu mai vorbească cu noi, stă singură în casă, are refuz de hrană, de 5 zile nu mai vrea să mănânce, suntem disperați, nu știm ce să facem. În sâmbătul acela ne-am făcut o vizită. Fata era internată la psihiatrie. De unde a început totul? A venit un slujitor al neprihăririi, de care v-am vorbit data trecută. Vă amintiți unde scrie textul slujitor al neprihăririi? Singurul loc din toată Scriptura. În 2 Corinteni 11 cu 15. Exact după ce prezintă pe diavolul, care se face gen înger de lumină, acoliții lui se fac slujitori ai neprihănirii. Și a venit un slujitor al neprihănirii și a spus un alt text mortal. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru desăvârșit este. Și de atunci încolo, sigur, a avut loc botezul, vedea la ea greșeli. Și a ajuns în loc să privească spre Domnul Hristos și spre puterea care ne-o dă să nu mai greșim, a ajuns să se uite la ea și tot timpul se verifica și tot timpul vedea numai greșeli. Și în mințișoarea ei nevinovată a spus, Doamne, Tu nu mă mai primești, mai lepădat. Dacă Tu mai ești cu mine, dă-mi un semn. Și aștepta un anumit semn care n-a venit. Și din momentul acela a spus, vreau să mor. Ieri am povestit un accident maritim, când două vase s-au ciocnit din cauza unei busole, unui compas, unei busole, cu 2 grade defectă. Este a doua parte a teologiei. Teologia este și compas pentru cei care merg, dar este și o hartă. Vreau să vă povestesc despre un alt accident grav, tragic. În 1897, capitanul George DeLong, care conducea corabia USS Jeannet, pe franceză ar fi Jeannet, a pornit cu onoruri spre un drum care trebuia să fie epocal. Capitanul avea prețioasa harta lui August Petermann, un german deștept, care indica prin strâmtoarea Bering către pol o ruptură de climă și gheața acolo topindu-se formau o mare caldă în polul nord, încât trecând prin strâmtoarea Bering putea să treacă polul nord, marea caldă, să ajungă dincolo, un fel de North-West Passage, cum era căutarea pasajului de a înconjura America, nu prin Panama sau prin strâmtoarea Magellan, ci prin nord. Au plecat 31 de persoane, marinari încercați. Capitanul acesta era un om de mare încredere, un foarte bun meseriaș. Au plecat, au trecut de strâmtoarea Bering, au intrat în Oceanul Arctic, nici vorbă de schimbare bruscă de temperatură. Ghețurile i-au cuprins, ghețurile au fărâmat corabia de sub ei, iar aceștia au scăpat cu 3 bărci.
cât au tras barca pe gheață, cât au mers pe ape. În cele din urmă, oceanul nu este la Cucișmigiu. Sunt valuri, furtuni, ceață, o barcă se pierde. A doua ajunge într-un punct pe o insulă. A treia ajunge la gurile fluviului Lena, un mare fluviu din Rusia. Aceia au fost singurii salvați. I-au găsit niște localnici, inuiți, i-au dus. Din 31 au scăpat 13. Ceilalți, morți. După aceea au mers să-i caute, căutându-i, au murit alții, pentru că nu e ușor, ca să-i găsească până la urmă morți de foame pe capitan, pe echipa lui. Ceilalți n-au mai fost găsit prima barcă. Capitanul deștept, busola bună, ce a fost greșit? O hartă. Spuneam ieri că teologia este și o busolă de orientare, dar este și o hartă care îți desfășoară drumul. Nu doar direcția bună, ci și drumul. Iar dacă caz pe mâna unui slujitor al neprihănirii, în ghilimele evident, care spune înainte o hartă care te conduce în oceanul înghețat al disperării, al lipsei lui Hristos în viața ta, a unui Dumnezeu justițiar, drept și răspunător. Atunci ajungi la psihiatrie. Ca să nu rămâneți cu, știu eu, nodul în gât, Dumnezeu a fost minunat cu această fetiță de 17 ani, un copil cu minte, curat la suflet. Te uiți prin sufletul ei. A urmat mai multe, mă rog, vizite, nu numai eu. Cert este că am în fiecare seară comunicare cu ea, acum pentru că sunt aici, prin internet. Și am învățat texte pe de rost care arată pe Dumnezeu care este aproape de cel care cade, cel neprihănit, de câte ori cade, de 7 ori cade neprihănit, uite, neprihănit și cade. Nu, neprihănit nu cade, ba da, cade. Numai că se ridică, cade pentru că în el este păcatul, iar el nu e de acord cu păcatul. Iar din greșel învățăm noi. Dumnezeu îngăduie să cădem ca să nu mai cădem. Vreau să vă spun că acest text din Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu 48, voi dar fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru este desăvârșit. A fost punctul de plecare în călătoria mea spirituală. Biblia a ajuns în mâna mea printr-o fericită întâmplare. Și când am descoperit Evangheliile, pentru că unul din profesorii mei, profesorul de estetică, George Balan, mi-a spus, domnul meu, nu te arăți un bun cunoscător al Evangheliilor. Așa mi-a zis el, mi-am zis, ce Evanghelii? Eram în anul 5 de conservator. Și am zis, băi, ia să caut Evangheliile. Și când am găsit pe Mântuitorul acolo, s-a rupt filmul. Însă atât de tare m-a impresionat modelul Domnului Hristos, încât mi-am făcut rost de un carnețel și am spus, vreau să fiu și eu ca el. Ideal, e frumos. Și vreau să vă spun că 3 ani de zile a durat drumul meu descendent, cu colțuri ușoare ridicate și prăpăstii adânci, căutând să fiu desăvârșit. Am ajuns la seminar. Bine, eu am avut o anumită experiență numită Puricelul, pe care nu vă spun. E mai lungă și vreau ca să rezum prezentarea. Prin care am învățat că, de fapt, alta e harta pe care trebuie să merg. Între timp am ajuns în 1974, prin marea mila lui Dumnezeu, am intrat la seminar. E o istorie a milei lui Dumnezeu pentru un păcătos. Și am fost trimis repartizat într-una din comunitățile, erau
4-5 comunități în București, mari. Mai mici, mai mari, dar a fost la una mare. Ca nou recrut, aveam obiceiul să am la mine un carnețel și să notez toate ideile. În comunitatea aceea în care am făcut primul an practică, era un presbiter. Vă spun, când vorbea presbiterul acela, simțeam autoritate în glasul lui. Nu vorbea cuvinte, ci rostea esențe. Avea spiritul profetic cu el și vă spun că ce spunea avea greutate. M-a convins de încrederea cu care vorbea, siguranța cu care vorbea. Nota lui, nu criticistă, dar critică, adică tot timpul punea reflectorul pe păcat, pe probleme, pe nedățuri și pe lipsuri. Însă ce spus și cum spunea era impresionant. S-au întâmplat să treacă ani și m-am întors în acea comunitate ca pastor, peste ani de zile. Acest frate, să-i spunem noi George, noi numele lui, nu mai era presbiter. Probabil că era mai în vârstă, au venit alții, era însă un om respectat. Și a venit la mine și m-a rugat, frate pastor, acum îmi spunea pastor. Eram ucenic și acum eram pastor. Ați vrea să vizitați pe băiatul meu. Ce e? Băiatul meu, el avea doi băieți. Băiatul cel mare, de mult nu mai era cu familia și cu Dumnezeu. Iar băiatul cel mic avea 16 ani. Nu mai mergea la școală, lipsea nopțile, mirosea tutun. Când îl certa tatăl, el, ca un adolescent sfios, până stătea acasă, până iar fugea. Și a zis, Doamne, ce se întâmplă? L-am vizitat. Un băiat speriat. L-am chemat la mine acasă. Nu vă imaginați, a fost primul caz de demonizare la care eu asistam. Când am început să mă rog, eu eram de o parte a biroului, el de altă parte, a început să urle, să se zbată. M-am rugat în continuare, el s-a liniștit, 2 săptămâni a fost înger. După 2 săptămâni a fugit de acasă din nou. În strădania de a-l cupla, de acum era băiatul familiei bisericii mele, adică era pe mâna mea era viața lui, l-am vizitat acasă, ca să aflu. În casa lor era iad! Soția lui spune, frate, nu mai pot, m-a nebunit. Tot timpul cere că aia nu-i bine, de ce am pus smântână, nu mai vreau, plec la mama. Și vorba aceea, nu erau căsătoriți de o zi, de un an. Iar el, George, un frustrat, un neîmplinit, unul care se lupta să fie desăvârșit și tot timpul vedea că, deși credea că încă un pas și ajunge la vârf, vârful era la 1 kilometru. Ah, trebuie încă. Și nu ajungea și era frustrat. Și toată această tensiune a căutătorului după desăvârșire se spărgea în familie, în valuri de crize. Fiți dar desăvârșiți. Știți ce scria Benjamin Franklin? El avea un jurnal. Am reținut câteva cuvinte. Mi-am propus să fiu desăvârșit.
Și am observat că obișnuințele sunt mai tari decât atenția mea, deci că înclinațiile mele îmi depășesc rațiunea și că determinarea mea este învinsă de alunecări. Un om care a vrut și el să fie desăvârșit. O să spunem, ei, da, el a căutat în puteri proprii. George, nu. Se ruga lui Dumnezeu, avea spiritul profetic. Era efectiv un om pe care dacă l-ascultai, simțeai că are autoritate. Era autoritatea cuvântului, a hărții, cu o greșeală. Aș vrea să abordez ca partea a doua a întrebării, poate un om să fie neprihănit, să trăiască fără păcat. Eu cred că da, categoric da, și trebuie să fie da într-un anumit sens al alegerii bune. Acolo nu există rabat. Dumnezeu cere să alegem totdeauna cu El. Nu există scuze, firea. Lasă, dacă a trecut un gând murdar prin tine, n-ai vrut. Dar când ești chemat să alegi, alege bine. În limba greacă există doi termeni pentru desăvârșire. Unul se numește teleios. Nu vă bag degeaba în greacă. Are un sens. Vine de la cuvântul telos. Unii au făcut această legătură. Telos, celos, cel. E ușor de derivat cuvântul cel din telos. Și ce însemnează telos? Telos însemnează sfârșit. Doi. Însemnează țintă, cel, unde se termină drumul, nu unde e sfârșitul drumului, cel. Însemnează matur, ajuns la telos, la săvârșit, de acolo e sfârșit din săvârșit, adică împlinit. Când zice în Scriptură, Hristos este sfârșitul legii, este cuvântul telos, care poate să însemneze nu sfârșit, s-a aruncat legea, ci împlinire, țintă, scop și așa mai departe. Deci este cuvântul teleios, care însemnează complet. Și atenție, completare ne dă complet. Ne dă și completare, adică ceva complet, s-a completat, matur, îi spune cineva. Și există cuvântul apolitos, rectific, apolitos. Apolitos înseamnă absolut. Acum, grecii gândeau perfecțiunea, desăvârșirea în sensul apolitosului. Biblia vorbește despre o altă desăvârșire. Și dacă citești Matei, vă rog, deschideți Biblia, că vreau să vă întreb să citiți dumneavoastră și eu să comentez. Capitolul 5. Spune să fim desăvârșiți sau nu spune? Da, spune. Dar care e sensul cuvântului desăvârșire? Să citească cineva versetul 48. Recapitulativ. Cine a găsit, vă rog, citește. Nu așteptăm mult. Se ridică sau de jos, cum vrea, citește. Vă rog. Vă mulțumesc. Acum, Alina, care sunteți în rândul 2, spuneți-mi, vă rog frumos, citiți versetul 39. Tare. Să nu te împotrivești celui ce face rău, ci întoarce obrazul. Altcineva, versetul 40. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haină, lasă-i și cămașa. Continuăm, unchiule, 41. Dacă te strece cineva să mergi cu el o mină, deloc mergi cu el două. 42. Celul ce-și cere, dă-i și nu întoarce spatele. Mulțumesc. Din partea asta, altcineva, 43, vă rog. Dar mai tare vă rog, iubiți casă. Mulțumesc. Și în concluzie versetul 48, voi fiți dar desăvârșiți. În ce sens să fim desăvârșiți? Care e contextul? Pentru că este o lege.
contextul este acela care indică exact sensul, utilizarea cuvântului, contextul dă sensul corect. În ce sens să fim desăvârșiți? Care este contextul, vă rog? Dragostea. Care a fost semnul blestemat al timpului sfârșitului? Dragostea celor mai mulți se va răci. Și Dumnezeu ne cere în acest domeniu să fim desăvârșiți. Că nu în perfecțiunea fizică, atletică, nu în cea mentală, cu un IQ fantastic, nu într-o viață impecabilă îngerească, pentru că noi suntem născuți cu virusul noi. Dumnezeu să ne cere desăvârșirea clar într-un domeniu care e atât de ușor de manifestat. Dragii mei, am deschis la textul de bază astăzi Ioan capitolul 13, versetul 34, în care Mântuitul spune: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Auziți? O poruncă nouă, iubiți-vă! Întrebare, e veche sau nouă? A apărut de la Hristos? Știți că o parte din neoprotestanți, ca și din credințele creștine tradiționale, cred că Iisus a venit cu ceva nou care n-a existat în Vechiul Testament. Și ca tare există o disjuncție între Vechiul și Noul Testament. Vechiul zice așa, dar eu zic și mai bine. E o poruncă nouă sau este o poruncă veche? Cine mă poate ajuta? Deci vă întreb, e nouă sau veche? Mulțumesc, m-ați anticipat. Poți să-mi spui cum e porunca veche? Bun, o spun eu. Levitic 19:18. Să iubești pe aproapele tău cum? Ca pe tine. Știți ce însemnează să iubești pe aproapele tău ca pe tine? Deci eu sunt o măsură. Eu ce-mi dau mie, dau și altuia. Dacă eu sunt băutor, de cine o să-mi placă? Cine-i ca mine? Hai, salut, hai la o bere. Mergeam la Mureș cu bunicul și bunicul, drăguțul, nu era credincios, ne opream cu bicicletele, totdeauna când veneam, le puneam într-un rastel lung de vreo 20 de locuri de depus bicicletele, erau vreo 10-13 deja. Și bunicul îmi spunea, stai aici, așteaptă-mă. Și intra în bodegă, cerea monopol puțin sirop, ăsta era stasul lui. Și mă bea, discuta cu el și venea afară, na, hai, linge-o. Și eu, bărbat, ca să fii bărbat, o lingeam de mă ardea până în buric, adică ceva teribil. Da, eram bărbat, o lingeam. Bunicul mă iubea ca pe el. El era măsura. Și știi ce însemnează să iubești pe aproapele tău ca pe tine? Că iubesc doar ce e ca mine. Ce nu-i ca mine, dacă eu sunt dinamovist, să zicem noi, urăsc pe rapidist. Pentru că nu-i ca mine. Și dacă eu iubesc ca pe mine, înseamnă că eu mă iau măsură pe mine. Dar pentru că în Evanghelie, adică în Vechiul Testament, nu exista o măsură de dragoste mai concretă, Mântuitorul, adică inspirația, revelația, a luat cea mai bună măsură a timpului dat ca pe tine. Numai că, vedeți, este acest stop, această limitare, că iubesc cum mă iubesc pe mine, gustul, ideologia mea, religia mea, voi iubi ca pe mine și pe alții. Și acum vine Mântuitorul și spune, nu ca pe tine, că nu tu ești măsura. Zice, cum eu v-am iubit pe voi. Întrebarea mea, cum a iubit Mântuitorul pe ucenici? Că e vorba de Mântuitorul și ucenici. Ascult. Ceea ce spune Mântuitorul aici este anterior spălării picioarelor. Foarte bun ce spuneți, dar e post-text.
Cineva spune, a murit pe cruce, încă nu-i momentul. Mântuitorul era în camera de sus, adică, ați spus corect. Acum m-am uitat, era în capitolul 13, când a spălat picioare, vă mulțumesc, ați spus corect, eu am fost greșit. Deci, dar faptul că a spălat picioarele nu spune prea mult. Ci că a murit pe cruce, încă nu se știa de cruce. Și Mântuitorul spune, trimițând a 3 ani și jumătate în urmă, uitați-vă la acești ani, cum v-am iubit eu pe voi în 3 ani și jumătate, așa să vă iubiți. Încă nu era crucea. Cum i-a iubit Mântuitorul? Acum trebuie să facem o descoperire. Că dacă nu descoperim, pierde mesajul. Nu înțelegeau ucenicii această frumoasă, minunată revelație care renunța la tron. Nici asta nu înțelegeau. Petru, Doamne, Tu pe mine, în viața mea, Petru nu înțelegea. Ce vedeau? Foarte bine, dar ce vedeau în fiecare zi? Dați-mi voi să vă dau 3 cazuri. În Ioan, capitolul 6, cu versetul 15, nu citim ca să câștigăm din timp, ucenicii vin, tocmai strânseseră 12 coșuri de firimituri și unul cel mai istez dintre ei au spus, acum e momentul, îl luăm la Ierusalim pe tronul lui David. Și Mântuitorul le poruncește, îi silește pe ucenici să intre în barcă și se învață ce înseamnă că i-a silit. Cu toată împotrivirea, nimic, poruncă, în barcă, plecați. Doamne, plecați. Și-au plecat. Ce este între Iisus și ucenici? Consens, consonanță sau disonanță strigătoare? Iisus vorbește despre iubiți pe vrăjmașii voștri și Petru sprijinindu-se de sabie, zice, ce minunat! Avea sabia la el. 3 ani și jumătate l-a suportat pe Petru cu sabia la brâu. Cum era Mântuitorul cu ucenicii? Vă dau un alt text, al doilea. Mântuitorul spune Fiul omului, în Matei 16, cu 22 la 23, va fi dat în mâinile, va merge la Ierusalim, va fi dat în mâinile preoților și aceștia îl vor răstigni. Și Petru al ia deoparte, Doamne, să nu fie. Și Mântuitorul spune înapoi a mea iubite ucenic. Satano! Care era relația profundă dintre Iisus și ucenici? Consonanță sau disonanță satanică extremă? N-am terminat. Al treia este și mai tare. Se află în Matei 17 cu 17. Mântuitorul fusese pe muntele schimbării la față, acum se întorceau și puhoi de oameni, vociferări, ucenicii trași toți lângă un pom, mai speriați, și un bărbat vine, fuga la Iisus și spune, Doamne, copilul meu, când în foc, când cade în apă, fă ceva că ăștia, i-am rugat, dar n-au putut. Și atunci Mântuitorul, vă rog, deschideți să vedeți textul 17 cu 17, Matei 17 cu 17. Vă rog, trebuie să-l și citim. E incredibilă această manifestare a Mântuitorului. E mai mult decât surprinzătoare. Nu mă așteptam din gura lui să iasă cuvintele acestea. Uitați ce scrie. Oh! Neam necredincios și pornit la rău! Până când voi fi cu voi? Până când mă voi suferi? Păi ce e asta, dragii mei? Este o izbucnire la capătul răbdărilor. Neam necredincios și nu spune pornit la rău, ci pervertit. Când supa a uitat să o bage în frigider și o lași pe masă 2 zile și urmă a luat-o. Adică a pornit în stricare. Voi să-ți porniți să vă stricați. Și Mântuitorul spune cât timp vă voi suferi, cât timp mai sunt cu voi. Dragii mei, doi
11 indivizi îl înconjurau pe Iisus 3 ani și jumătate. Ce relație era între Mântuitorul și acești 12? Oh! Neam necredincios! Ce relație? De bună prietenie, de consonanță, de mers împreună sau de o profundă vrăjmășie înapoi a mea, Satano. Eu nu-i condamn pe ucenici. Eu aș fi fost mai rău, probabil. Dar arată diferența dintre natura divină și visele, așteptările, idealurile păcătosului. Și Mântuitorul care a venit din cerul plin de armonie, a coborât în mizeria asta de dușmani și încă de 12 care trag el hăis și el alți cear. Și Mântuitorul spune așa, cum v-am iubit eu pe voi, adică voi ați fost inamicii planurilor mele. Cum eu v-am iubit pe voi, așa sunteți datori, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și acum aș dori să privesc, să radiografiez această dragoste față de cel care nu e ca mine, vă amintiți? Să iubești pe aproape ca pe tine însuți. Cine e ca mine, îl iubesc. Nu. Pe toți cei care sunt împotriva modelului gândirii mele, așteptărilor mele. Ce însemnează să iubești dragostea poruncită în noua poruncă? Trei lucruri. Primul. Și am să vă dau câte o analogie ca să mă înțelegeți. Eu de când m-am întors la Domnul Hristos, de când mi-a dat El pocăința, am vrut să fiu după voia Lui. Când n-am reușit de multe ori, e vina mea. Dar am dorit măcar atât cât știu să mă aliniez voii Lui. Mântuitorul a lăsat cerul, slava Lui, și s-a îmbrăcat smerit. El a luat chip de rob, s-a umilit, auziți? S-a umilit. Eu înțeleg de ce între punctele noastre de doctrină există și comportamentul creștin în care spune nu bijuterii, nu cosmetice, nu rujuri și alte chestii. E un fel de a îl ofensa pe Dumnezeu spunându-i, bine bă, de ce nu mai fac cu mine cu buze mai roșii? Acum eu trebuie să pun de fiecare dată? Și eu aveam această mă râcâia, mă tăia în sufletul meu această disonanță, discrepanță față de modelul Hristii care s-a smerit, nu s-a înălțat, s-a smerit. Și am vrut să corectez oamenii. Iar mă odată, într-o sală publică, la un program, soția mea era și acolo, lângă două fetițe, mă rog, două fete de 16, 8, 17 ani. Fete pe care le-am văzut când erau gâgălici. Și eram unchiul Lucian, ele erau fetițele familiei largi și văd pe una boită rău. Păi sângele mi s-a urcat până în urechi. Și am spus, ce-i cu asta pe tine? Fata se uită la mine, caută să bâlbâie ceva. Eu, cu toată neplăcerea mea, mă rog, m-am întors. Soția era acolo și a auzit ce a zis una celelalte. Săracul unchiul Lucian, eu tot îl iubesc. Eu vroiam să corectez limite și slăbiciuni. După aceea, când m-am dus lângă soția mea, atât de trist mi-a spus, iar ai dat-o în bară. Și spune, ajuți cu ceva? Cu ce ai ajutat? Ai auzit ce a zis? Păi tu
tu nu poți să ajuți un păcătos dacă mai întâi, ce este iubirea, nu îl accepți așa cum e, cu buzele mărite. Dacă nu îl accepți așa cum e, cu podoabele pe el, nu-i biblic, dar lasă, Dumnezeu, îl iubești întâi așa cum e? Și vă spun, n-am murit atunci ca și fost pierdut. Dumnezeu a îngăduit să mai trăiesc ca să înțeleg că trebuie întâi și întâi să accept un om așa cum este. Greu lucru. Așa e că e greu. Greu să accepți un om altfel decât linia, mai ales când îți zice că e creștin. Dar dacă nu-l iubești, nu poți să-l ajuți. Nu poți să-l ajuți. A acceptat pe Petru, zebzecul acela. A acceptat pe Ioan, pe intempestivul, furtunosul Ioan. I-a acceptat. Ori eu ar trebui în primul rând să iubesc pe oameni acceptând. Greu lucru să accepți pe cineva, nu ca tine însuți, ci altfel decât ca tine. Punctul 2. Ce însemnează iubirea în al doilea rând? Pentru că sunt ca cercuri concentrice. Prima e acceptarea și urmează alte două. În 2003 am avut o campanie de evangelizare în Kiev. Am stat o lună și jumate. Și într-un sabat, eu tocmai aveam o nevralgie extraordinară, că eram dopat cu analgezice din 6 în 6 ore, din cele puternice. Și în sabatul acela eu mai îmi făceam tema că după amiază aveam prezentare. Și a venit zvonul că unul din vicepreședinții Conferinței Generale pe nume Ted Wilson, în 2003 era vicepreședinte, urmează să vină să țină predica. Și vreau și eu să fiu să ascult ceva. M-am dus la baie și când am ieșit din baie, dau nas în nas cu președintele câmpului sau conferinței, sora Wilson și fratele Wilson. Păi ce se întâmplă la asemenea momente? Pacea Domnului, da, gata. Doamne, s-a oprit omul ăla. În viața mea n-am întâlnit un om care să-mi acorde timp. Dar cine eram eu? Timp, ochii deschiși asupra mea, m-a întrebat ce fac aici, dar ăla vrea să meargă, că era târziu. Iar el și-a luat timp pentru un necunoscut care făcea și el ce putea. Felul cu care s-a uitat la mine, parcă eram singurul pe pământ, mi-a rămas în minte și am spus, rar om. Ei bine, a dăruit energia, timpul, preocupările, a dăruit de la el. Cred că a stat cu mine vreo 5 minute, când era grăbit. Iubirea însemnează acceptare. Iubirea însemnează să dăruiești. Apropo, dragostea dă, egoismul ia. Deci să dai. Și în al treilea rând, tot la dăruire, mai am ceva de zis. Ce însemnează să dăruiești? În 1969, în Houston, Texas, o fâșneață de 21 de ani, chelneriță într-un restaurant de 2 lei, a rămas a treia oară însărcinată. Primul copil l-a dat la măsa să-l crească. Pe al doilea l-a mai dat cuiva și acum a rămas cu un fitecine, din nou gravidă, și maică s-a spus să nu mai vii cu el la mine, să-l aborteze. Pe această chelneriță care era semi-alfabetă, o chema Norma. O să vă spun numele complet mai încolo.
Și încearcă să obțină o dispensă de avort pe chestia care ar fi fost violată. Dar nu avea nici o hârtie la mână, reclamații la poliție, nimic, adică nu avea. A apelat la niște, știu, avocate, la două avocate feministe, a încercat cu că e bolnavă, n-a mers, și atunci avocatele au spus, lasă-ne nouă cazul, dăm America peste cap. Și a început un proces cu statul Texas pentru liberalizarea avortului. Procesul a început în 70. Respins procesul, a doua oară respins, a treia oară ajunge la nivel federal, justiția Statelor Unite, sus. Și în 1973, dezastru, cu 9 voturi pentru și 2 contra, se acceptă liberalizarea avortului. Și Norma McCorvey, numele ei, devine deodată eroină. Interesant este că această fată a fost exploatată de cele două avocate. În numele ei s-au scris hârtia, doar le semna, probabil că cu penița. În numele ei a scris o carte. Eu am fost Roe aceea. Procesul acesta este în toate enciclopediile și pe internet. Roe versus Wade, W-A-D. Roe versus Wade, cu W. Roe este marele proces care a dărâmat, pac, 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 ca la domino, ideologia nu doar Americii, ci a întregii lumii. Și în 1994 ea iese pe piață cu o carte. Bineînțeles, n-a scris-o ea, ea a povestit și cineva, îți dau și ție o parte din bani, a mai umflat în povestiri și a devenit un erou. Iar Norma stătea, fusese angajată la un spital de obstetrică și ginecologie și ea era consilieră pro-avort. Da, dar că nu e nimic, e un cheag. Ce aia? Ea consilia. Vă dați seama, cred că au trecut-o printr-un curs, a învățat să zică câteva cuvinte și Norma spunea, le încuraja, păi uite, eu n-am nicio treabă. Aproape de acel spital se mutase și un ONG pro-viață, anti-avort, numit Operațiunea Salvare. Condusă de un pastor baptist, Philip Benham. Și în 1994, Norma McCorvey lansa cartea Eu eram roa aceea, în care își expune viața, modul cum a luptat, cum a biruit. Și Philip Benham se gândește, măi, eu am luptat cu ea în public și am stricat odată sângele a milioane de copii. Îți pătează mâinile. Eu i-am stricat și a fost revoltată. Ar fi cazul totuși să merg la lansarea cărții. Când a ajuns acolo, ea l-a recunoscut. De ce ai venit? Iar el spune, am venit să-mi spun că îmi pare rău că am spus vorbele acelea, te-au rănit? M-au rănit foarte mult, zice ea. Te rog să mă ierți. Și asta e mirată. Și discuția continuă. Ea, vă dați seama că cine consiliază pro-avort nu are prieteni. Nu aveți cunoștință și Dumnezeu să vă ferească ce însemnează depresia post-avort. Pentru că omul are o conștiință și trece valul și până te gândești, aoleu, o viață. Nimeni nu mai vrea să o vadă pe Norma. Și era singură și Philip Benham îi spune, dragă, te invit pe la mine. Uite, vino eu și soția mea, te invităm. Și pentru că era singură, s-a dus. Când a ajuns prima oară acolo, era o mulțime de antiavortiști, numai personalități. Și s-a speriat, au crezut că e pusă la colț. Nu, s-au purtat cu toată considerația cu ea.
și a devenit cercul ei de prieteni. Asta a fost în 1994, iar în 1995 se botează în Biserica Baptistă și devine activist anti-avort. Ea dă în judecată statul de două ori ca să revizuiască procesul, să întoarcă sentința, pentru că ea a fost manipulată și spune, dar ce se mai uită cineva la ea? În timpul lui Obama a ieșit în față, a protestat și au și ridicat-o și au băgat-o pentru trei zile la, știți, în ziare, la pernaie, așa, să se liniștească. Deci a devenit un partizan al vieții, pentru că a primit acceptare și dăruire. Dragostea înseamnă să dăruiești, să te dăruiești. Să te dăruiești. În al treilea rând, un alt caz extraordinar de dramatic. Ca să descoperim cel mai profund sens al dragostei. Deci, acceptare, dăruire și în miez, cercul concentric de inimă. Ați auzit de criza socială a apartheidului? Cred că cei care știu flamanda înțeleg cuvântul apartheid, pentru că este de origine olandeză. Noi avem din apartheid aparte, deja înțelegem, adică segregare. Ești negru, ești alb, ai drepturi, tu în ghetou. Și rezultatul acestei politici în Africa de Sud a dus la revoluție. Au fost albi care au ucis negri. Au fost negri, de exemplu Nelson Mandela, poate nu știți, a fost terorist. El a aruncat în aer o cofetărie cu tineri albi, doar ca să se iasă subiectul, să devină un caz public. El a spus ca un pretext, deci noi omorâm doar ca să devină problema, să ajungă pe tapet și să fie rezolvată. Asta a fost în mintea lui, în opinia lui, calea, singura cale de a face din apartheid un caz social. În 1995, după ce este ales un președinte negru, deci Frederick, președintele alb, a cedat locul unui negru și de atunci s-a anulat apartheidul. Dar erau nenumărate cazuri de victime, crime cumplite. Iar cei, victimele, cereau răzbunare, răzbunare. Desmond Tutu, episcopul, un om deosebit din Africa de Sud, el a spus nu, ci reconciliere. Și el a hotărât să, el împreună cu alții, să instituie un tribunal, se cheamă Comisia pentru Adevăr și Reconciliere. Ce are? Comisia pentru Adevăr și Reconciliere. Și a spus așa, cine se simte vinovat să vină să mărturisească, să chemăm și victima și să se ierte unul pe altul. Trebuie să reconciliem. Țara nu trebuie să fie ruptă mai departe. Trebuie să strângem bucățile. Și imaginați-vă că în fața acestei comisii, sigur, au fost filmate, televizate, au fost în multe locuri, în multe regiuni ale Africii de Sud, mergea această comisie. În fața comisiei apare o văduvă, Deborah Naudé, o negresă, Deborah Naudé. Și în față este un polițai bur, adică fiul al olandezilor, Jan van de Broek, van de Broek. Polițarul acela mai tânăr, cam cu vreo 25 de ani decât
Femeia asta bătrână stătea, venise și el pentru reconciliere. Cazul, se citește dosarul. În data de Van de Brăc, împreună cu alți câțiva polițiști, au înhățat pe fiul ei, l-au bătut până l-au adus la inconștiență, au turnat gaz, benzină pe el și au dat foc. 8 ani mai târziu, același Van de Brăc, cu încă 2, noaptea au intrat peste ei în colibă, în ghetou, l-au scos pe el afară, l-au dus undeva și pe ziua au smuls-o și pe ea să-l vadă cum moare. El era legat, bătut, viu, conștient. Au turnat o canistă de benzină și au dat foc de viu. Iar în timp ce ardea, soțul îi spune Deborei, iartă-i. Acolo stătea Van de Brăc, în față era văduva. Și comisia spune, ce cereți lui Van de Brăc? Ce așteptare aveți? 20 de ani de pușcărie. Nu. Ce cereți? Am 3 cereri, onorată comisie. 1. Să mă ducă la locul unde l-a ars pe soțul meu, ca să culeg praful și să îl îngrop creștinește. Praful. O a doua cerere. Eu nu mai am pe nimeni, dar vreau să vină de 2 ori pe lună la mine, în colibă, să petrecem toată ziua împreună și să pot să fiu mama lui, să-i dau de mâncare, să-l îngrijesc, să fiu ca mamă. Și în al treilea rând, ca să știe că Dumnezeu l-a iertat și eu l-am iertat, vreau să-l îmbrățișez. Și femeia dă să facă 2 pași spre locul acuzatului. Cineva în sală începe să cânte Amazing Grace. Sala începe să cânte și a merge spre boxă. Dar Van de Brăc nu mai auzea, leșinase. Femeia aceasta este un exemplu de ce însemnează în cel mai profund sens dragoste. Să te dai pe tine. Nu doar să dai, să te dai cu sacrificiul de sine. Să știți, când mă uit la mine, îmi dau seama cât de egoist sunt. Și primesc lecții de la copii, de la oameni, care nu se gândesc la ei. E în tendința mea ca să iau ce e mai bun. Și alții îmi dau lecții. Îmi lasă special să nu ia ei, să iau eu. Auziți? Roman 5:10. E unul din marile texte ale Scripturii, care mi-a dat atâta încredere și curaj. Spune așa, căci dacă atunci când eram ce? Vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Dragii mei, aceasta este dragostea în care Dumnezeu cere fiți desăvârșiți, căci El dă ploaie în același pasaj și peste buni și peste răi. Fiți desăvârșiți în dragoste. Nu să știți că nu poate să fie nimeni desăvârșit atât timp cât crede că e neprihănit. Pentru că dacă eu sunt neprihănit, eu voi avea ca și George, prezbiterul, un ascendent asupra altora, voi fi totdeauna
cu un ochi critic. Totdeauna voi vedea defectele. Uite-te la fata asta, uite-te la ăla, uite-te. Tot timpul voi avea motive, pentru că eu sunt bun. Doar un păcătos poate să fie iubitor. Și am două cazuri pe care vreau să le spun. Băiatul meu a fost un băiat neobișnuit de cuminte. Anormal, aș putea spune că n-a mințit în viața lui. Copii mint. Am crezut că este prostuț, că n-are minte ca să mintă. Dar nu, el era cu minte și n-a mințit când era o problemă, ea spune pe tine cum e. Și spune exact cum era și chiar dacă era el de vină, zicea adevărul. Și a fost cu minte toată copilăria și adolescența. N-am avut treabă cu el. Ajunsese la vreo 17 ani. Și am început eu să mă frământ cu el. Și odată l-am luat și am zis, măi, Petrică, ce părere ai tu despre spiritualitatea ta? Cum te evaluezi? Care e unde este pe scara binelui spiritualitatea ta? Cum ești? El spus, el zice, destul de bine. Și mi-am dat seama că am produs un fariseu perfect. Din fericire. Bine, el era cu minte, dar avea ochi critic. El avea ochiul critic pentru că el nu era păcătos. Dumnezeu însă s-a îndurat de el. Și acum tema preferată a lui este iubirea păcătoșilor. Pentru că el s-a văzut pe sine păcătos. Mai suportați încă o povestire? Eram în primii ani de credință. Veneam pe jos de la, nu mai știu, Popa Tatu sau de la conservator, care era tot în zona Cismigiului. Era zi de vară, n-am venit cu tramvaiul 6 care mergea pe calea Griviței și veneam pe jos. Atunci calea Griviței, în zona unde acum e Hotelul Nord, era numai dughene, tarabe. Și pe partea dreaptă, cum veneam spre gare, era o frizerie cu geam mare. Mă mai tundeam și eu pe acolo. Și când am ajuns acolo, am zărit, era după amiază, pe la ora 4-5, când oamenii ieșeau de la servici, am zărit un individ beat. Era îmbrăcat în haine bune, de funcționar, cu cravată, adică costum, cravată, cămașa pe o geantă, dar era beat turtă. Lumea, era multă lume, îl ocolea cum apa ocolește pietrele. Iar el, când mergea, eu m-am speriat, când mergea spre vitrină și acudă cu capul în geam, când vedea geamul se dădea dincolo și acum cade jos. Și de vreo două, trei ori am stat pironit văzând ce se întâmplă, până când el, săracul, alunecat de pe bordură, a căzut, s-a lovit la cap, a curs sânge. Iar eu stăteam și mă uitam la el, iar gândurile mele, bune, spuneau, vezi, aceasta este plata păcatului. A fost beat, merită ce a încasat. Era justificarea, gândirea justițiară a ceea ce se întâmpla. Și acum vine minunea. Din toată mulțimea aceea, era un țigan bătrân din Matache, Măcelarul. Îl știam pentru că era slab, înalt și părul alb care contrasta. Și îl vede jos. Eu eram și mă uitam. Eram lipit de geamul frizeriei și mă uitam ce face samariteanul. Hai sus. Și când l-a ridicat în sfârșit și ăsta era mânjit cu sânge, ridică mâna samariteanul și spune... Dar nimeni nu l-a ascultat, doar eu. Și nu mie, el nu știa că mă uit, dar el mie îmi spunea, poate am fost și eu vreodată așa. Era și un păcătos. Doar păcătoși pot iubi un păcătos. Doar cei care nu sunt mai buni
Ce au și ei nevoie de milă și de har? Vă spun, a fost o lecție usturătoare pe care n-am să o uit. Și acum, avertizare. Închei cu două texte. 1 Ioan 3 cu 14. Ascultați bine și notați-vă textul. Spune așa. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că suntem fără păcat. Nu. Pentru că suntem super neprigăniți. Nu. Pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Dragii mei, să nu credeți că textul acesta este așa, și noi iubim, suntem politicoși, asta nu iubire. Iubirea este să accepți așa cum e, doi, să dăruiești și trei, să sacrifici. Dacă nu sunt acestea, iubirea este firească, pământească și mai nu știu cum. Noi avem nevoie ca Hristos să locuiască în mine, pentru că El a spus, fiți desăvârșiți. Și Mântuitorul încheie cu Ioan, capitolul 13, cu versetul 35, care spune... Așa vor ști, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă vă iubiți unii pe alții. Iubiții mei, vreți să fim ucenici? Vreți să fim desăvârșiți în sensul în care Dumnezeu ne cere să fim desăvârșiți? Atunci, cercetați-vă și să-mi cercetez și eu viața. Trebuie să se schimbe ceva în noi. Noi suntem plini de doctrină și nu e rău, avem cunoștință teologică înaltă, nu e rău, dar lipsește ceva. Și Dumnezeu să lucreze la inima mea și la lumea dumneavoastră. Amin.